cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, bine v-am regăsit la cafeaua de dimineață, oameni buni. Așa cum nu mai batem câmpii astăzi, nici cu războaie, nici cu alte lucruri, deși poate ar trebui să intrăm într-un context, dar nu mai batem câmpii pentru că deja am făcut promo la emisiune, deja am întârziat din cauza noastră vreo două minute, din motive tehnice, ca să spunem așa, dar nu de la regie, aranjat microfoane și alte chestii. Și am spus că e cazul să intrăm direct în subiect pentru că discutăm despre Spitalul Județean de Urgență în principal. Am anunțat și cine sunt invitații. Iona Saftei, președintele Consiliului Județean Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața! Salut cu drag telespectatorii dumneavoastră. De asemenea, doresc o săptămână binecuvântată. Și alături de domnia sa, managerul interimar al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, Cristina Iacoba Tănăsoaie. Bună dimineața! Bună dimineața! Omul care întotdeauna vine să preia destinele spitalului din diferite posturi, director medical, în momente de genul acesta, când... Doar în momente de genul acesta, da. Da, în momente de genul acesta, când... Nu știu cum se întâmplă, dar managerii dispar așa, pe rând. Bine ați venit în emisiune și haideți să începem direct cu problemele de la spital. În primul rând, l-aș ruga pe domnul președinte să ne spună cum a recepționat demisia domnului Filimon, modul în care au fost acele discuții de la Consiliul Județean și chiar și emisiunea de aseară, de ieri, de la un post național de televiziune. Pe mine mă interesează aici mai mult reacția oficialităților, nu neapărat conținutul. Nu vreau să insist pe modul în care a fost făcută emisiunea, că nu e cazul aici. Deci cum ați recepționat demisia într-un moment în care spitalul avea aceste probleme privind autorizarea, în care urmare firească aproape faptului că s-a amânat acreditarea? Deci vine frigul și sunt atâtea probleme. Da. Știți, aș începe așa cu o formă ironică, aș zice. Am recepționat-o cu o sublimă lejeritate, pentru că mă așteptam la o asemenea demisie. E o demisie nu doar ca act de voință, care se presupune și de conștientizare ceea ce faci, dar e o demisie, aș zice, gândită, pentru că domnul Filimon a ajuns la concluzia că se află într-un impas în care oricâte eforturi ar fi făcut domnia sa, nu cred că avea capacitatea managerială de a duce la bun sfârșit și să schimbe bine situația de la Spitalul Județean. De aceea am spus că am primit-o așa cu lejeritate această demisie. Pentru că în toți acești ani cât a fost un manager, dacă e să luăm punctual, toate măsurile dispuse de Direcția de Sănătate Publică, vreau să vă spun că foarte multe se repetă și nu au fost niciodată finalizate aceste măsuri. Unele din ele, care puteau fi într-adevăr abordate și duse la bun sfârșit. Deci e o situație mai delicată, pentru că, din punctul meu de vedere, toată lumea gândește la acest spital ca la o instituție în care să-și găsească sănătatea
în care să găsească curățenie, în care totul să fie igienizat, să fie modern, să avem o aparatură medicală corespunzătoare zilelor noastre și, din nefericire, cam foarte multe din dorințele cetățenilor, a pacienților, din dorințele cadrelor medicale, a doctorilor, avem doctori foarte buni, oameni deosebiți, oameni calificați, nu au fost îndeplinite. S-a dus tot acest necaz, mă refer la tot ce s-a întâmplat și se întâmplă la spital, ca țintă spre Consiliul Județean. Domnul Bălănescu, trebuie să înțelegem un lucru. Nu ne derubăm de ceea ce înseamnă răspunderea Consiliului Județean. Dar trebuie înțeles un aspect esențial. Și de ce tot spune că lumea trebuie să fie informată corect? Consiliul Județean este finanțatorul și nu este managerul spitalului. Domnul președinte, numai o secundă. Lucrurile ar trebui totuși nuanțate un pic. Dumneavoastră sunteți finanțatorul, Consiliul Județean sigur, este finanțatorul, dar în același timp Consiliul Județean are pârghii și oameni care sunt în forurile de conducere la Spitalul Județean Neamț. Dumneavoastră, Ionel Arsene înainte, dumneavoastră acum aveți un om, un personaj care este acolo, care, eu așa am înțeles și să-mi fie cu iertare. Eu am înțeles așa, domnul Filimon a fost manager, dar a avut și niște, să le spunem pentru un limbaj colocvial, organisme de conducere care au fost alături de el și și-au însușit împreună cu el niște lucruri. Nu cred că este normal acum să spunem că doar managerul a fost cel depășit de anumite situații în condițiile în care oameni de certă valoare profesională, nu vreau să discut aici, precum domnul Conachi sau doamna Vasiliu sau nu mai știu cine e de la dumneavoastră acolo, din Consiliul Județean, au fost și au fost, ca să spunem așa, trup și suflet alături de managerul Spitalului Județean Neamț. Deci eu nici n-aș vrea acum să-l sun pe Filimon să-l întreb lucrurile astea, dar era vizibil din avion. De fiecare dată când era o problemă, membrii Consiliului de Administrație au fost alături de manager. Și eu cred că lucrurile astea despre care discutăm noi aici, discutăm chiar, cum se spun, pe față și cu multă lume care ne, foarte multă lume care ne urmărește, lucrurile astea trebuie spuse așa. Dom'le, Filimon și-a dat demisia. Ok, omul a văzut care sunt problemele, nu mai a considerat că finanțarea Consiliului Județean a fost mai mică ca în alți ani și a considerat, și aici cred că toată lumea suntem de acord, că finanțarea Ministerului a fost practic inexistentă. E, acum eu vă întreb pe dumneavoastră, dacă ați fi managerul Consiliului Județean cum sunteți acum și vi s-ar tăia fondurile pentru, nu știu de unde, să zicem, tot ce înseamnă proiecte, nu cred că v-ați putea descurca nici dumneavoastră. Dar asta nu înseamnă că managerul nu are și el răspunderea pe anumite lucruri. Dar să punem totuși chestiunile astea la locul lor. Nu putem spune că numai managerul a fost vinovat. Eu n-am spus asta. Chiar n-am sugerat în niciun moment acest lucru. Și chiar spuneam că, sigur, Consiliul Județean are răspunderea care are din punctul ăsta de vedere. Vorbim însă de cu totul altceva, domnul Bălănescu. Deci noi acolo avem un vicepreședinte, avem în Consiliul de Administrație oameni competenți care coordonează într-un fel, în sensul unor idei, unor sfaturi care îi le dă managerului.
Problema este, dacă vreți dumneavoastră, aplicabilitatea acestor idei, acestei coordonări la nivelul manageriatului unui spital. Pentru că nu poți substitui directorul ca atare, chiar dacă ești la Consiliul Județean. Deci, sub nicio formă. Nu poți veni acum să spun, dom'le, păi avem acolo un manager, avem un director medical, avem un consiliu de administrație, avem un consiliu al medicilor și noi, cei de la Consiliul Județean, va trebui practic să înlocuim pe oamenii ăștia. Sub nicio formă nu se va întâmpla asta nici în viitor. De aceea, iată, se află aici doamna director Atanasoaie și vreau să vă spun că vom colabora și vom coopera într-o altă manieră decât s-a făcut până acum. Pentru că nu asta era lucru pe care vreau să-l aud. Dacă la nivelul persoanelor împuternicite de Consiliul Județean să reprezinte Consiliul Județean, adică și locuitorii județului, în primul rând locuitorii județului, vom avea o altă atitudine vis-a-vis de nevoile, nici nu mai spun de alea viitoare, nevoile imediate ale spitalului. Și imediat o să o rog pe doamna... Ați invocat aici, sigur, și o anumită lipsă de bani în sensul finanțării spitalului. Am să vă dau niște date, că am venit, sigur, cu niște cifre însăilate aici pe această hârtie. Între 2014, domnul Bălănescu, și 2022, s-au alocat 156.406 miliarde. 156.406.000 lei. Din care, de la Ministerul Sănătății, 21.157.728 de lei. Ce se întâmplă? În această perioadă, practic, noi, Consiliul Județean, am dat 135.248.272 de lei ca finanțare. De la minister au fost 21.157.728 de lei. Aș vrea ca să vă informez și prin dumneavoastră să informăm populația, că ăsta este rostul unei asemenea emisiuni, că în această perioadă s-au reîntors, s-au restituit sume de 27.675.849 de lei, sume restituite către finanțator de la spital, necheltuite. Întrebarea este ce menegeriat a fost practicat la nivelul spitalului. Care este perioada la care facem? 2014-2022. Și acum venim și vă informăm și cu altceva. În acest an sunt date 13 milioane plus 15,4 milioane lei acordați Spitalului Județean. Cine invocă lipsa de bani? Pe bun, da. Stați un pic să vedem ce s-a întâmplat cu bani. O să vorbim și cu doamna manager imediat. Acum, eu aș vrea să fac două precizări importante. Consiliul Județean este finanțator, dar mai are o calitate extrem de importantă. Este proprietar. Sigur că da. Deci, și în calitate de proprietar, lucrurile stau un pic altfel. Adică, în momentul în care tu ai simțit că la tine în casă ai o țeavă care curge, pe lângă că îl chem pe manager, îl chemi și pe ăla care stă lângă manager, spui, băi, hai să vedem ceva ce e cu țeava aia. Și mai este o problemă. Activitatea organizatorică, acum citesc din lege, activitatea organizatorică și funcțională este reglementată și supusă controlului la nivel teritorial de către Consiliul Județean Neamț și Direcția de Sănătate Publică Neamț, implicit de Ministerul Sănătății, ca autoritate centrală în domeniul asistentei de sănătate publică. Știți din ce citesc? ROAF-ul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Acum, eu v-am spus lucrurile astea. De ce? Pentru că toți dorim binele spitalului. Sau cel puțin plecăm cu această presupunere. Sigur că da. Nimeni nu vrea ca la spital, de exemplu,
să fie frig, să stea bolnavii de la oncologie într-un salon fără baie. Sau, mă rog, alte asemenea, să le spunem, atrocități. Dar trebuie ca, la un moment dat, și aici este talentul Consiliului Județean Neamț, să tragă un fermoar undeva și să spună, băi, hai să vedem noi dacă mai este valabilă teoria aia că membrii Consiliului de Administrație de la spital nu au atribuții foarte importante. Ei doar sunt acolo. Este o teorie de pe vremea unui regretat personaj care își ținea spitalul, avea birou în spital și lucra și pe la Consiliul Județean. Înțelegeți? Dom'le, ori ne implicăm, ori nu, că dacă nu, avem poziția aia, care e un banc celebru. Este acolo, dar participă, dar nu intră. Cam așa e. Deci, revenim. Revenim. Consiliul Județean Neamț, prin reprezentantul pe care îl are la nivelul spitalului, a atras atenția într-un mod destul de serios vis-a-vis de neajunsurile de acolo. Implicarea însă trebuie să fie a managerului. Vreau să stabilim o chestiune foarte clară. Suntem proprietari. De acord cu dumneavoastră. Suntem proprietari, dar nu putem să ne substituim conducerii manageriale. Domnul Bălănescu, vedeți dumneavoastră, v-am dat informația pentru populație. Cu suma, am înțeles. Da, că s-au dat atâția bani încât iată s-au și reîntors. Inclusiv anul ăsta s-au dat 15 milioane de lei. S-au reîntors ceva? Nu, anul ăsta nu. Nu. Dar s-a întâmplat altceva. S-a spus el că vorbim pe documente. Eu zic să-i dăm cuvântul și doamnei doctor, că nu-i politicos. Doamnei doctor, termină într-un minut, două. Umblăm cu documente. Ia uite ce adresă ne trimite nouă Consiliul Județean, domnul manager, în data de 10-10-2023, în care cere, n-aș vrea să-i dau citire, că iau din timp, în care cere, practic, schimbarea destinației unor bani alocați spre altceva, pentru că nu cei alocați pentru ceea ce trebuia să fie făcut, nu s-a făcut și ne trimite spre a da bani la gaz și energie, la apă, la piese de schimb, la presări, servicii. Exact. Păi nu, te întreb altceva. De ce în decursul anului n-ai cheltuit banii și vii la sfârșit de an cu asemenea adresă? Domnul Bănărescu, lucrurile sunt mai profunde acolo. Eu am tăcut până acum pentru că e bine să mai și taci. Bun. Dar nici voi accepta ca să mi se așeze în spate toate neajunsurile. Nimeni nu va aștepta așezat în spate. E vorba de Consiliul Județean. Toate neajunsurile spitalului, mai ales că avem oameni acolo și am om acolo care răspunde efectiv și nu numai asta. Problema e că nu s-a ținut cont de ideile și sfaturile venite din partea Consiliului Județean. Și vă rog să mai prins un minut. Această listă e cu vreo 52 de salariați. Nu vorbim de corpul medical, care, repet, la nivel de medici, avem oameni competenți, avem oameni de o specialitate, cum să vă spun, deosebită. Trebuie să facem o separare efectivă de ce înseamnă corpul medical și faptul că vorbim de niște clădiri care trebuie să fie reabilitate, modernizate și ajunse la standarde normale. Nimeni n-a făcut această confuzie. De fapt, și emisiunea de seară de la Pro TV cu România te iubesc, mă rog, puteți să spună România te urăsc, că nu e o problemă. Mă rog, asta e părerea dumneavoastră. E părerea mea, dar România te iubesc și această emisiune a fost practic, aș zice, calată, plasată, mai ales pe aspecte care țin, până la urmă, de un anumit manageriat păgubos. Eu l-aș numi așa un fel de naiv, niște directori care i-aș putea defini prin modul lor de acțiune acolo, la nivelul unui elitism așa, legat și de un fatalism, care sigur e rețeta perfectă ca lucrurile să meargă bine într-un spital. De aceea s-au și luat măsuri și este bine că domnul Firemon și-a depus demisia și-a luat măsura schimbării, în sfârșit, și numirii doamnei Atanasoae. Vă arătăm această listă cu salariații și închei, pentru că e o problemă de politețe față de o doamnă director aflată de câteva zile în funcție. Avem 52 de salariați aici.
Știți că avem vreo 7 electricieni, avem instalatori vreo 5. În sfârșit, nu mai citesc, mecanici, electroniști, zugravi, tâmplari. Îmi pun o întrebare, ca om normal, zic eu, încă sunt normal, la cap. Domnul Bănănescu, cum poți trece ca manager pe lângă toate neajunsurile din spital, din punct de vedere, din punct de vedere a pereți coșcoviți, găuri, iertați-mă, găuri în paviment, în mozaicul ăla, target găurit, fără să îți aduci corpul ăsta de meseriaș, băi, oameni buni, luați, doamne, iartă-mă, un cancioc de șapă de asta rapidă și acoperiți gaura aia acolo. Acum nu știu dacă lucrurile în spital, în saloane, se pot face așa, dar nu, să ne lămurim imediat. Nu-i vorbesc de saloane. Stai să ne înțelegem. Numai faptul că poți avea acolo unde trage... Știți ce se întâmplă? De la detalii, de la locurile mici, apar mizeriile mari. Acolo unde trage salvarea, la UPU, nu? Așa. E perete la zidul ăla acolo. Coșcovit de 10 ani de zile, arată ca la, după război. Băi, chiar nu-ți vine în minte... Să spui muncitorii ăștia la treaba acolo președinte. Să facă ceva. Cred că coborâm nivelul discuției. Nu, coborâm nivelul, dar, repet, plecăm de la detalii ca să vedeți unde se poate ajunge. Iată unde s-a ajuns. De aceea nu trebuie să spui. Deci pentru mine cred că e mai important faptul că s-a ajuns la posibilitatea ca acest spital să nu poată fi, sau să se discute că nu poate fi autorizat. Și cred că aici ar trebui să intervină un pic, doamna doctor. În primul rând, eu ce să vă spun? Nu știu dacă să vă felicit că ați acceptat această funcție. Eu vă doresc succes. Asta nu știu dacă e vorba de felicitare. V-aș ruga pe scurt să ne spuneți în acest moment, pentru că cunoașteți problemele din spital, care este situația în acest moment la spital? Dacă există posibilitatea autorizării spitalului până la 30 decembrie anul acesta și ce ar trebui să se întâmple ca acest spital să poată fi autorizat rapid. Pentru că aici este domnul președinte și tocmai ne-a spus că s-a schimbat atitudinea reprezentanților CJ față de spital. Să fac întâi o mică legătură între ce a spus domnul președinte în legătură cu implicare și vinovăție. În timp ce la Consiliul Județean sunt cu funcționari publici, juriști, economiști care încearcă fiecare de pe palierul lui să ajute Spitalul Județean, managerul Spitalului Județean este cel care trebuie să-și asume managementul sanitar. Iar managementul sanitar înseamnă în primul rând a avea grijă de calitatea actului medical. Ori, impasul în care s-a ajuns la Spitalul Județean l-a creat tocmai domnul manager neținând cont că acțiunile sale pot duce la o gravă încălcare a tot ce înseamnă protocoale în actul medical. Și aici vorbesc despre ceea ce s-a întâmplat anul trecut în luna mai la oncologie, când așa a avut loc un hey-rup de mutare a secției și personalului pentru a fi realizat un proiect despre care se știa de multă vreme și chiar domnul manager știa că nu, acest proiect nu era chiar ceea ce s-ar fi dorit să fie. Vă referiți la proiectul de reabilitare a oncologiei? Proiectul de reabilitare a oncologiei, da. Știu foarte bine că erau discuții încă din 2017-2018 și medicii din secția oncologiei s-au opus întotdeauna acelui proiect. Asta au este clar. Întotdeauna că nu e ceea ce trebuie să fie. Era director, dacă nu mă înșel. Exact. Nu știu dacă nu medical sau plin. Nu, eram chiar manager. În 2018. În 2018 am asistat la acele discuții și chiar eram hotărâtă să nu mut. Chiar am spus celor implicați și celor care aduceau în discuție mutarea oncologiei că nu se poate face această mutare. Nu aveam nici atunci, nici anul trecut, nu erau condițiile necesare mutării unei secții de oncologie. Vreau să vă întreb ceva. A venit proiectul, finalizarea proiectului a fost licitația, da? Adresa pentru mutare a venit atât din partea CNI-ului, cât și din partea
proprietarului care predase locația CNI-ului. Deci se putea bloca un proiect de genul ăsta? Vă întreb. Păi, atâta timp cât, din câte știu ei, știu, cei de la DSP au spus clar că mutarea oncologiei va afecta grav. Asta știm cu toții că va afecta activitatea grav în pavilionul vechi. Și cât se știa că nu se poate primi autorizație sanitară de funcționare în situația în care oncologia va fi mutată în pavilionul vechi. Se știa acest lucru. Eu cred că un manager ar fi putut să blocheze această mutare. Pentru că era bătându-se un motiv suficient. Și cu Consiliul Județean și cu Ministerul. Fără discuție. Vreau să se bată la... Consiliul Județean și Ministerul ar fi trebuit să găsească o soluție mult mai bună înainte pentru această mutare. Înainte de a ordinul de începerea lucrărilor. Exact. Trebuia să se bată domnul Bărănescu și aveți dreptate. Ideea este următoarea că... Și repet, eu vreau să ies în afară acestor probleme. Vorbim de Consiliul Județean și vreau să fac o precizare, pentru că se produce această, dacă vreți dumneavoastră, confuzie. Eu sunt în funcția asta de 7 luni de zile. Nimeni nu vă acuză pe dumneavoastră personal. Vorbesc de confuzie. Ca să nu mai discutăm... Vorbesc de confuzie de 7 luni de zile. Anul trecut, la conducerea Consiliului Județean, era cu altcineva și știm, sigur, despre ce cu se un vorba. Mod autoritar de conducere. Într-o asemenea manieră, sigur că se putea discuta o asemenea problemă, exact ce spune și doamna director aici. Dom'le, discut cu Consiliul Județean, discut cu Ministerul, dar tu ca manager îți asumi totuși o responsabilitate, îți asumi un risc. Ce fac, ce mut? Care vor fi consecințele? Asta încerc să spun și eu, că responsabilitatea este a managerului. Deci, trebuie spuse lucrurile pe nume, pentru că anumite nu ajungem la ce trebuie. Bun, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Răul a fost făcut. În momentul de față ne aflăm în fața unei probleme foarte mari, aceea de a nu primi autorizația sanitară de funcționare. Avem un plan de conformare pe care l-am primit, spitalul l-a primit acum recent, după ultimul control al DSP-ului, când s-a primit și o amendă extraordinar de mare, bănuți care contează foarte mult pentru bugetul spitalului județean. Planul de conformare este foarte lung, foarte stufos și vizează, în primul rând, două aspecte foarte mari, igienizarea a două secții mari, medicina internă și chirurgia. Aici s-ar putea să avem puțin noroc, pentru că licitația pentru aceste lucrări se va încheia săptămâna asta. Pe 19. Și sper să se încheie contractele cât de curând și lucrările să înceapă cât de curând. Dar avem problema aglomerației de la secția de oncologie. Colegii noștri de la DSP ne-au spus clar că trebuie schimbat ceva în acest sens, altfel s-ar putea ca de la 1 ianuarie să ne luăm bagajelul și să plecăm acasă. Adică, un spital nu poate funcționa decât dacă are autorizație sanitară de funcționare. Mai vorbim de acreditare. Asta știe toată lumea. Acreditarea deja... E un vis de perspectivă. Să sperăm că încet, încet ne vom apropia și de acreditare cu puțin mai optimiști. Mai am două puncte foarte importante. Tot legate de funcționare este problema personalului, lipsă din puncte cheie. Și vorbesc aici de boli infecțioase, de... Vorbiți de medici acum. De medici. De boli infecțioase, de pediatrie și de psihiatrie. Garda de boli infecțioase a căzut, garda de pediatrie este decimată, se lucrează acolo ca pe un front de război. La psihiatrie au rămas foarte puțini medici. Sigur că în tot spitalul sunt probleme de personal, dar acestea sunt cele mai importante și trebuie neapărat să facem niște demersuri pentru deblocarea acestor posturi. Neapărat, pentru că știu sigur că doritori sunt, ar vrea să vină să lucreze în spitalul nostru, dar nu au această posibilitate. Și trei, faptul că vine iarna și iarăși ne ia prin surprindere. În ce sens? În sensul că avem probleme la căldură în pavilionul vechi, în sensul că se știa, cred că din primăvară-vară, că sunt nevoie de ceva reparații, iar contractul a fost semnat deja săptămâna trecută. Să sperăm că astăzi, cu ajutorul firmei care ne ajută să reparăm o țeavă de la
căldura pavilionului vechi. Să sperăm că astăzi, în seara asta, vom avea căldură pentru pacienți, pentru că ei deocamdată dorm cu căciulițe și cu mănuși în mână. Situația așa cum o prezentați nu arată a fi foarte roză. Dar care ar fi primii pași care trebuie făcuți acum foarte rapid? Mie mi se pare așa, ați spus, oncologia a bulversat toată activitatea din pavilionul medical. Exact. Păi ce se poate face? Muți niște secții, muți oncologia, cred că nu se pune problema acum. Ce se poate face? Sincer, foarte multe soluții nu avem. Nu avem. Deci, se vorbește de un plan de niște paturi puse în conservare. Am înțeles asta, dar... Nu știu sigur, trebuie să mă informez foarte clar ce va însemna asta, ce impact va avea asupra contractului pe care îl vom face anul viitor cu Casa de Asigurări, dacă aceste paturi în conservare nu cumva ne vor mânca din bănuți. Poate că asta e soluția. Nu știu, trebuie să mă mai sfătuiesc cu cei de la epidemiologie. Eu, din câte înțeleg așa, soluția asta cu 40 sau nu știu câte paturi, 65 de paturi în conservare, înseamnă că din anumite saloane ar trebui scoase efectiv, nu pe hârtie, niște paturi ca să poți respecta niște circuite. Nu? Eu asta înțeleg. Asta înseamnă că din toate secțiile din pavilion și compartimentele din pavilionul vechi ar trebui scoase niște paturi. Dar pentru... fizic, nu pe hârtie. Fizic. Fizic, și fizic asta ridică niște probleme. Se vorbește de loc, de spațiu. Exact. Ca așa pe hârtie, na, poți să o faci, că s-au mai făcut lucruri exact de genul ăsta. Doar că termenul e un pic mai îndulcit, adică această conservare n-ar însemna că spitalul va pierde paturile și în momentul în care am avea o soluție mai bună pentru oncologie, lucrurile revin la normal. Ați luat în calcul și acum bănuiesc că ați discutat probabil și cu domnul Chitic, care răspunde acum, în câte am înțeles, direct de spital. Ați luat în calcul și relocarea unor secții între niște locații care ar permite activitatea, gen locația de pe Ștefan cel Mare, unde acolo erau. Da, numai că vedeți aici, e vorba de secții care nu necesită linii de gardă 24 din 24, care nu necesită instalații de oxigen, care nu necesită investigații gen tomograf, RMN, cum este oncologia. Deci nici nu poate fi vorba de relocarea oncologiei. De oncologie nu, fără discuție. Se poate reloca orice. Am luat în calcul, nu știm sigur, o să am o discuție cu toți șefii de secții și compartimente din pavilionul medical și să sperăm că vom ajunge la o soluție de compromis cât de repede. Da, eu încerc să mă gândesc la lucruri care să vină în folos și al pacientului. Nu numai că trebuie să luăm o autorizare. Asta până la urmă, cum au autorizat înainte și alte pediatrii, de exemplu, cum a funcționat ea săraca și nu a avut autorizație, putem să o facem, da. Vorba mea, avem nevoie de căldură, nu poți ține bolnavul oncolog de cancer într-un salon să nu aibă minimum de necesar ca să poată fi tratat, că până la urmă asta este problema. Dar în primul rând trebuie să aibă unde să vină pacientul. Asta e în primul și în primul rând. Deci, trebuie să aibă spital. Să aibă spital. Vă rog, dacă domnul Bălănescu, trebuie subliniat un aspect și e bine ca și când populația să fie informată. Eu subliniez mereu acest element, informarea populației. Noi aici avem o trecere prin mâna acestor specialiști, acestor medici care avem la Spitalul Județean, a peste 30.000 de pacienți anual. Ceea ce înseamnă că spitalul este funcțional în felul în care el este funcțional acum. Că încercăm, punând de la un moment zero, să îmbunătățim și să reabilităm saloane, secții, în sfârșit să consolidăm niște lucruri și pe baza acestui nu se obține doar autorizarea, în timp să vină sigur și acreditarea,
Este un aspect îndeobște cunoscut și mai mult decât atât. Doamne, Atanasoi, nu vreau să-i cerem prea multe. Acum e director de vineri. Eu vorbesc cu dânsa pentru că este un om care cunoaște lucrurile în spital, nu de vineri. Le cunoaște și a fost de multe ori și nu i-am cerut. Am întrebat-o pentru că poate, eu nu vă spun câte mesaje primesc, adică e o nebunie ce e pe telefonul meu în momentul ăsta și pe site. Adică oamenii sunt clar interesați de ce se întâmplă acolo și nu vor doar ei, da, vine domnul Chitic, ok, vine cu tare, se schimbă atitudinea, dar oamenii sunt interesați de lucruri concrete. De exemplu, am vreo 17 întrebări care spun așa, doamna Tănăsoaie, i-a cerut domnului Asaftei niște bani, acum aveți nevoie de bani sau nu aveți nevoie de bani? O întrebare logică. Alții, am 6 care mi-au trimis atribuțiile Consiliului de Administrație ale Spitalului, pe diferite mesaje. Aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației. Adică, dacă secția oncologie nu putea fi mutată, inclusiv Consiliul de Administrație trebuia să spună, păi, opriți-vă! Analizează modul de îndeplinire a obligațiilor de către membrii Consiliului Director și activitatea managerului și dispune măsuri pentru îmbunătățirea activității. Adică lumea citește, este interesată, încearcă să ne dea idei, soluții. De asta, hai să vedem, lăsăm la o parte UPU că nu s-a modernizat, lăsăm aia că se făcea spitalul nou. Hai să vedem cum mișcăm mastodontul ăsta să funcționeze. V-ați gândit la schimbarea Consiliului de Administrație? Întrebare directă. Da, sigur că avem deja propuneri noi, nu o să le... Nu trebuie să-mi dați nume, dar v-ați gândit la chestia asta. Sigur, e indiscutabil. Înseamnă că toți oamenii ăștia care trimit mesaje au intuit o problemă. Vorbim de sănătate, domnul Bărănescu. E normal că orice om să fie interesat în ceea ce se întâmplă în acest spital. Dar vreau ca să facem o dihotomie, așa, o separare foarte clară la nivel de mentalitate. Ce vreau să spun? Ce vreau să subliniez? Să lăsăm o parte fixația asta, marota asta cu spitalul nou, să lucrează, sperăm ca sigur să semnăm contractul de finanțare și să separăm de ceea ce înseamnă spitalul județean de urgență, spre care trebuie să depunem toate eforturile în ideea ridicării, dacă vreți dumneavoastră, standardul la modernizarea acestui spital. Păi este extrem de important. Este lucru pe care noi îl susținem de 2 ani de zile. Și vedeți dumneavoastră, zilele astea o să ne întâlnim cu doamna director, o să ne întâlnim cu ceilalți colegi de acolo și o să luăm fiecare din cele 26 de măsuri ale DSP-ului și o să vedem cu ce putem începe, ca sigur unele să fie realizate, pentru că și apoi cu cele care sigur vor mai dificil de realizat, pentru că va trebui o nouă, repet, o nouă abordare atât a conducerii spitalului, cât și a noastră Consiliului Județean vis-a-vis de problemele și necesitățile acestui spital. Bun. Nu e o joacă. Când am spus, domnule, că o să facem totuși ceva, eu rămân uimit într-un fel și îmi pun de multe ori întrebarea, domnule, chiar nu se poate schimba nimic la spitalul ăsta? Și vreau să vă spun că mă iau cu leu ăsta fioros de gât. Că nu am ce face. La o săptămână, leu ăsta însemnă tot ce se întâmplă la spitalul ăsta. Așa. Păi, în sensul de a-l moderniza, de a face ceva. Nu, chiar nu o spun sub formă de glumă. Pentru că acolo vorbim de ceva ce parcă împiedică tot. Parcă totul este sub zodia blocării. Și de-aia spunem că trebuie să separăm chestiunea cu spitalul nou și să ne concentrăm, care este absolut necesar în județul Neamț, și să ne concentrăm pe spitalul vechi. Iată că aș vrea să vă informez, să informez și populația, că voi avea întâlniri cel puțin la 2 săptămâni de zile ca să analizăm fiecare din aceste măsuri ale DSP-ului. Pentru că una este autorizarea și cu totul altceva este acreditarea. Eu cred că vom reuși. Am această convingere, fiind doamna director Atanasoaie, și să zic și noi am preluat această funcție cu această convingere că vom reuși. Știți, noi avem tot timpul acel
acel automatism vom face. Nu. Trebuie să reușim. Haideți să vedem. Despre asta este vorba. Doctor. Și obțin asta văd eu de pe poziția președintelui Consiliului Județean și o rog pe doamna Tănăsoaie public să vină oricând are o problemă. Așa cum i-am spus o chestiune foarte clară săptămâna trecută. Doamnă, dacă intervine careva ca în ce înseamnă colectivul nostru managerial, să vină cu vreo pilă, cu vreo influență, vă rog să mă anunțați imediat. Eu îl dau pe mâna DNA-ului. Deci lăsăm să-și facă echipa care trebuie, care și-o consideră, pentru că trebuie să am posibilitatea să discut cu oameni autorizați și autorizat. Bun. Acum, aveți 27 de măsuri. Eu nu știu care sunt alea 27 de măsuri. Dar eu vă întreb așa. 26. Aveți posibilitatea, de exemplu, la secția chirurgie, care este una din secțiile vizate în acest domeniu al autorizării, ca să rezolvați lucrările de reparații, igienizare, tâmplărie interioară, mobilier, din câte știu eu. Nu mai vorbim de paviment și toate chestiile celelalte, nu mai vorbim de partea de instalații. Există această posibilitate fizic. Suntem în 16 octombrie, da? Da, este foarte târziu. Eu asta întreb. Și greu să fiu optimist în situația asta, dar, repet, deja lucrurile sunt într-o linie dreaptă și săptămâna asta se termină cu licitația și sperăm că vom reuși să semnăm contract cu firmele care să facă aceste igienizări în secțiile chirurgie și medicină internă. Și ce vreau eu să vă spun? Deci pacienții mi-e și frică să vă întreb dacă încep toate aceste lucrări în pavilionul medicinei, deci interne și chirurgie, cum se va bulversa din nou activitatea? Fără nicio îndoială că va fi nevoie de o restricționare a activității medicale. Dar asta este, trebuie să ne asumăm. Trebuie făcute. Eu știu, dar tot sunt lucruri. Vă rog să continuați. În legătură cu ce reprezintă spitalul pentru județul Neamț, pacienții vin la spitalul nostru ori pentru că n-au de ales și vin în urgență, pacienții cu boli grave, pacienții, sau vin dacă avem ce să le oferim. Ce să le oferim? Posibilități de diagnosticare, posibilități de tratare și, în ultimul rând, posibilități de cazare. Și aici domnul președinte să fie sigur că nu va fi bucuros de câți bani voi cere, pentru că și la nivel de aparatură stăm destul de prost. Adică foarte, foarte multe aparate sunt vechi și clar sunt depășite și trebuie reînnoite. Avem și aparate cumpărate, nici nu vreau să mai amintesc de cum se cheamă povestea aceea nemuritoare de pe vremuri, numită nefromet sau cum se cheamă? Parcă așa se cheamă. Deci am înțeles că se reeditează acum la biblioteca pentru toți povești nemuritoare și va fi adăugat un capitol. Se cheamă secția nefromet la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Nu, pentru mine e un capitol trist și deocamdată încheiat acel capitol. Ce s-a putut folosi, s-a folosit în 2018-2017. Vă aduceți aminte de celebru aparat de radiologie care zăcea într-o centrală termică și care până la urmă l-am folosit, de sterilizarea pe care am preluat-o în 2017, o ruină, și care până la urmă s-a făcut cu banii Consiliului Județean, trebuie să recunoaștem. Dar noi trebuie să funcționăm, 1. 2. Trebuie să oferim ceva pacienților, repet, și ca să le oferim, trebuie să investim. Și 3. Trebuie să avem grijă și de personalul nostru. Pentru că, v-am spus, avem nevoie de ajutor de la Ministerul Dezvoltării pentru dezblocarea posturilor. Altfel nu vom putea funcționa. Mergând în acest ritm, eu am spus-o de nenumărate ori, chiar și la ședințele de Colegiul Medical de la București, eu cred că spitalele publice, foarte multe spitale publice, vor rămâne fără continuitatea activității medicale. Garda nu este plătită la nivelul salariului actual al unui medic, este plătită la nivelul salariului din 2018. Că s-au dat acum niște sume, nu vreau să spun cam ce fel de sume pentru medicii care fac gărzi, dar lucrurile nu sunt rezolvate în sensul ăsta. Bun, știu că sunt probleme la gărzi. Știu că aveți probleme
unul din conflictele majore care au fost în spital a pornit de aici, de la posibilitatea de asigurare a gărzilor. Faptul că nu era personal suficient la anumite secții, ați amintit. Deci lipsa de personal este, de fapt, motivul, da. Nu faptul că există divergențe între noi, reale. Da. Bun, acum, ați spus așa întreagăt, o să rog pe doamna doctor să... Ați spus întreagăt că să nu insistăm pe spitalul nou. De acord cu dumneavoastră. În sensul de... De a face legătura cu activitatea curentă a spitalului. Exact. De acord cu dumneavoastră. Asta sper că înseamnă, dacă am înțeles eu bine, o atenție inclusiv financiară și logistică mai mare spitalului existent. Indiscutabil. Acum, pentru cei care mă întreabă unde stăm cu semnăturile la nivelul noului spital, pe la ce nivel suntem? La București se lucrează într-o asemenea direcție, de grijă la Ministerul Sănătății și sperăm, așteptăm. Iertați-mă, nu mai dau termene, că am dat cândva pe baza ceea ce mi s-a spus. Și a fost făcut... Adică în momentul în care trebuia să semnăm... Sandwich. Trei județe, ceva... A fost lăsat la unde... A fost pus între, între două ferii de pâine și lăsat pe mâna presei. Da, adică am mințit involuntar, nu știu cum să vă spun. Adică ceva de... Da, nu se poate așa ceva. Nu e când se transmite o anumită informație, bun, la un anumit nivel. Aia trebuie urmărită. Dacă nu ne iei în seamă fără județul Neamț, transmite, vezi că ai o problemă. Încheiem, deocamdată, știu, semnează doar Bacău și Vasluiu. Tu încă mai de așteptat. Și știam ce să transmit presei. Adică, da, în sfârșit, nu mai intrăm în detalii de genul ăsta. Am înțeles. Cert e faptul că, domnul Bălănescu, trebuie separate aceste două lucruri, pentru că și multe investiții, aș zice, mă rog, anumite proiecte, au fost, dacă vreți dumneavoastră, abandonate pe ideea că vom face un spital nou. Să nu spuneți fazate. Nu. Că eu cu fazarea deja... Abandonate. Aici avem la poii, pe altă problemă cu fazatul. Da, cu fazatul. Nu, au fost abandonate. Eu am spus și nu-mi retrag. În ideea că va fi un spital nou. Unele dintre ele au fost abandonate în mod criminal. Unele dintre ele au fost abandonate în mod criminal pentru acel spital nou. Nu s-a făcut eu unul să fiu, să am puterea de a întreba și de a trage la răspundere. De întrebat pot să întreb, că am întrebat. Să trag la răspundere pe cei care au spus, domnule, nu mai avem nevoie de un UPU dezvoltat. Sau cei care au spus, domnule, nu avem nevoie de, nici mai știu câte au fost, 8 proiecte. Da, așa. Eu i-aș întreba și i-aș întreba frumos. Chiar te poți uita dimineața în oglindă când știi că ai blocat o investiție în sănătate extrem de importantă pentru populație? Atâta i-aș întreba. În rest, se întrebe alții. Dar asta i-aș întreba. Și dacă îi mai văd și prin biserici, făcându-și cruci largi, și spunând, vai ceva, deja mi se face, am așa o, cum se cheamă, doamna doctor, o indigestie la stomac, nu știu cum se cheamă. Vorbiți de cafea de dimineață, care salvează de la... Greață. Cred că vorbiți de extinderea UPU. De extinderea UPU. Da, mai acum, sunteți medic de atâția ani, era nevoie de extinderea UPU? Fără îndoială. Fără este îndoială. Nevoie și acum. Și acum este nevoie. Deci, este... S-a cosmetizat ceva la UPU anul nu trecut. Nu poate fi explicat așa ceva, din punctul meu de vedere. Poți să te cheme marele constructor, marele investitor, marele generator de proiecte, ești nu știu ce. Nu poți explica așa ceva. Dacă te duci în UPU și stai două zile numai pe holul ăla, nu poți explica. Este criminal, și am spus-o. Bun. Trebuie să fac o mică precizare. Chiar dacă s-a pus problema noului spital, sub nicio formă nu a fost neglijat spitalul vechi, adică spitalul de județean de urgență. La ce mă refer? Mă refer la finanțare, domnul Bălănescu. Deci aici trebuie
o gestionare mult mai adecvată a banului public. Și am dat încredere că doamna director... Aici aveți... Deci, eu vreau așa să vă spun, odată, dacă doriți. Am încredere că doamna director... Facem o emisiune pe finanțarea pe fiecare an și aici chiar că și pe doamna director o putem invita, că și ea a trecut prin genul ăsta de finanțări. Și cum te simți tu ca manager când vezi că la 10 decembrie îți vine 3 milioane, 4 milioane, 5 milioane, să le cheltui până când? Până pe 27 decembrie. Până pe 27 decembrie. Și atunci ce poți să faci decât să spui, bă, decât să pierdem banii? Și nu mai continui, pentru că dacă continui ajungem undeva într-o discuție, hai să-i spunem, neprincipială. Nu, poate e obiectul altă emisiune. Da. Acum, domnul, cu scuzele de rigoare pentru doamna doctor, pe care o să o deranjăm și noi așa cum vă deranjează ea pe dumneavoastră, ca să vedem ce se întâmplă la spital, am promenit de fazare. Spuneți-mi și mie ce se mai întâmplă cu proiectul de la Apa Serv, că nici spitalul nu stă foarte bine, din câte știu eu, întotdeauna cu apa. Da. E un problem foarte grav. E o problemă foarte gravă și nu vine așa ca un automatism, ceea ce spun. Problema apei. Vedeți, dumneavoastră, la o anumită, știu, învechire a acestor conducte, că sunt de 10-10 de ani de zile. Da, da, dați-mi voie. Învechire, este sunt putrede. Ce deci să dați-mi mai... voie să... Da, lăsați-mă... Vă rog. Luați cuvintele noastre. Sunt putrede, doi, ce să mai... Nu mă pot desfășura, vă rog. Desfășurați-vă, vă rog. Deci, sunt șvaițări, domnule. Așa. Deci, zile conducte sunt șvaițări. Sunt vechi de 60-70 de ani. La această chestiune se adaugă însă și o secetă cumplită. Vreau să vă, nu înseamnă că nu este o răspundere administrației, asta e altă și revin. O secetă cumplită care a condus, de exemplu, în zona Preotești, din 12 puțuri și lung în partea aia altă acolo, vreo 8 sunt secate, e adevărat. Dar vă întreb și eu pe dumneavoastră, ce greutate a fost pentru o instituție, două, dar mai multe, că sunt și în primării pe acolo, să spună lucrul ăsta, bă, oameni buni, conducta este șvaițăr, nici nu putem să oprim și să pornim, că se formează lovitura de berbec, chestia aceea. Sigur, și ia uite de ce, ia veniți mă și uitați-vă aici că nu este apă în puțurile astea. Cât de greu era, nu vă supărați. Cred că era mai ușor decât să facem filmare în secția oncologie la spital, nu? Că nu poți, că acolo sunt oameni bolnavi. Da, aici este un puț. Nu știu, nu vreau să greșesc când vorbesc despre... Ziceți. Când nu ai apă într-un puț, spui, mai am 4, cât am acolo? De ce nu spune nimeni câte fântâni au secat în zona Agapia? Fântâni din astea pe care le-au oamenii înăuntru. Da, 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 da. Și după aceea să venim și cu restul explicațiilor, dar asta pe mine mă încălzește prea puțin. Eu vreau să vă întreb, sau mă rog, mă spală deci, prea puțin. Deci, eu vreau să vă întreb altceva. Ați votat acum, în ultima, nu, cea de pe urmă ședința Consiliului Județean, da, da. 32 milioane pentru da. Aducțiune acolo. Conducta de la Preotești spre Târgu Neamț. Bun, ați votat-o. Perfect. Eu vă întreb așa, ce șanse sunt, pentru că acolo să sape o conductă, se poate și iarna, nu e o problemă la... Oricum se va veni în paralel cu vechea conductă. Deci ce șanse sunt să înceapă lucrări și cât ar trebui să dureze? N-aș putea să spun cât va dura, spun doar ceea ce ține de competența mea, și anume. Începând de astăzi, Consiliul Județean va aloca o sumă consistentă pentru a porni la nivel de tot ce înseamnă această lucrare de la... Mă zice, studii de fezabilitate, proiecte, așa. Noi avem un proiect vechi. Asta vreau să vă întreb, noi există un proiect? Avem un proiect vechi, așa, vreți să-l aducem pe linia de plutire,
dar să plecăm cu bani care îi avem noi acum, până să vină banii de la din rezerva guvernului sau din altă parte sau la fondul de guvern. Ați făcut un proiect de proiect deci, de hotărâre de guvern. De asta este o informație care vă dau în premieră, pentru că e discutată cu președintele PSD-ului, cu domnul Daniel Harpa, încă de săptămâna trecută. Sigur, omul ăsta ia acum toate relele care se adună acolo, pentru că din nefericire și n-aș fi vrut să intru în politică. E grav ce se întâmplă, nu este apă, oamenii nu au apă și nu trebuie să mai detaliem. Dar în momentul în care pe suferința oamenilor încerci o răzmeriță politică, domnul Brănescu, mi se pare o foarte mare mârșăvie, indiferent în numele cui vin și de la cine vine. Corect, nu se face așa ceva. Noroc că oamenii din Târgu Neamț sunt altceva. Oamenii inteligenți și n-au ieșit în masă. Păi ce să ceară? Să săpăm în pământ? Să facem nu știu ce? Ce să facă primarul de la Târgu Neamț? Nu vrea cumva are primarul apă și nu vrea să dea? Că am văzut că s-a filmat pe acolo la nivel de parter. Uite, are primăria apă. Păi ce sugeresc când spui asta? Are primăria apă. Vezi, mă, cum trăiesc are puț propriu. Ăștia au apă și noi nu avem. Domnul președinte, haideți să vă spun ceva. Nu mai dăm politică așa. Deci, haideți să vă spun ceva. Suntem într-un an premergător a patru runde de alegeri. Dacă dumneavoastră îmi spuneți, cu experiența pe care o aveți, toate felurile de politică, că problema apei, problema spitalului, problema unor investiții gen podul de la Luțca nu sunt folosite în campania electorală, atunci vă spun cu tot regretul că ați trecut degeaba prin politică. Deci, eu subliniez altceva. Să fie folosite în campania electorală în sfârșit, dar nu scoți oamenii la nivel de suferința care au acum. Domnul Brănescu, e îngrozitor să nu ai apă în casă, domnul Brănescu. Uitați. Cum să gestionezi în ghilimele așa ceva și să faci apel la ieșit lumea? Dar de ce nu facem un apel la domnul prefect, de exemplu? Cum a făcut domnul Filimon cu spitalul, pentru că aici trebuie să-i recunosc un merit, faptul că această problemă s-a discutat pe față de toată lumea, a generat această situație nouă care s-ar putea să ducă spre mai bine. N-aș vrea să-l supăr pe domnul Filimon, pentru că deci, eu n-aș vrea să-l supăr domnul Filimon, pentru că chiar mi-e un om simpatic. Dar să știți că prin ceea ce a făcut, apropo, și de tot ceea ce... Și foarte bine, poporul să fie informată. Nu se discutau toate problemele astea. Poporul să fie informată, televiziune să-și facă datoria, media să-și facă datoria, dar cred că și-a expus la nivel național propria... Este altă poveste. Lipsă de responsabilitate în ceea ce a însemnat 3 ani de manager iar la Spitalul Județean. Este o altă poveste. A arătat că un act managerial într-un spital județean poate fi influențat pe lângă propria competență de o mulțime de alte lucruri. Și acum cum să vă spun, eu știu așa, cu bani face oricine orice. Problema este să poți face fără bani, dar chiar fără bani întotdeauna nu se poate. Bun, revenim la apă. Deci, cum s-a fi ajuns la situația asta? Pentru că era pe buza prăpastiei din cauza autorizației. Exact. Deci chiar dacă nu ieșeam presă cu toate... Așa, tot acolo se ajungea. Tot acolo. Exact. Deci, la Preoțești încep, spuneți dumneavoastră, primii pași concreți. Concreți. Că alocăm o sumă. Nu teoretici, că dacă iarăși vorbim de teorie... Alocăm o sumă din bugetul Consiliului Județean și să vedem cum pornim cât mai repede, pentru că, repet, ne se joacă și o conștientizăm. E o dramă. Eu, pentru că am depășit deja timpul... Să ne rugăm la bună Dumnezeu să ne dea ploaie, domnul Bălănescu. Bun. Ploaie și ploaie. Ce acum, cu ploaia... Au săpat acolo la nivel de 60 de metri adâncime și au dat de apă sărată. Adică sunt niște preocupări. În sfârșit. Bun. Acum am depășit timpul, eu mi-aș permite să vă rog ceva. Sunteți într-o echipă aici și aș vrea să ne vedem în aceeași echipă peste 3 săptămâni, să vă puteți dezmetici cu toate lucrurile. De ce? Să discutăm ce s-a întâmplat fără să ne mai uităm
în urmă, ce s-a întâmplat concret pentru spital, pentru corpul medical, pentru pacienți. De fapt, ar vrea să încep invers. Pentru pacienți, că după aceea... Deci, de ce? Doamna director, pentru... își va face o agendă de lucru, fiți sigură de asta. Asta și, nu mă îndoiesc că... Iar de mine nu va scăpa, vă asigur. Și o să vă spun la modul concret. Bun. În rest, am depășit deja timpul emisiunii, domnul președinte, într-un minut, două, ce proiecte concrete sunt în derulare la nivelul Consiliului Județean în acest moment, ca să nu mă îndepărtez de... Nu aș vrea să intru pe toate proiectele că avem. Nu, nu, eu vorbesc de alea de impact. De exemplu, la Lusca ce se întâmplă? La Lusca, deja Albia Râului a fost eliberată. Albia Râului. Deci, mai avem stânga, dreapta, da, am mai înțeles. Sunt decărat betoane în sfârșit sparte acolo. V-am văzut într-un videoclip pe la Secu, pe acolo. Cum păi, cine dorește poate intra pe pagina mea de Facebook și să vadă acolo că ne ocupăm de multe proiecte, dar ce am vrut să aduc în atenția dumneavoastră și dacă îmi permiteți. Lasă cu podul, în sfârșit am apăsat puțin accelerația pedala și lucrurile se mișcă. Am fost acuzat că n-am fost pe acolo, nu, eu m-am luat de 7-8 ori acolo. Ați apăsat pedala, accelerat în discuția cu constructorul, că nu bănesc, că nu s-a dus Consiliul de Țeasă Muncească. E indiscutabil, în discuția cu constructorul, pentru că, să mă scuzați, poate nu e bine să spun, dar mai sunt și elemente de coerciție, dacă de înțelegere nu se poate. Am înțeles. S-au mai schimbat vreunele locurile în sfârșit. Oamenii. Ei, problema e că la Secu se lucrează, la Luțca se lucrează. O să vină expertul în această săptămână să vadă ce și cum. Dacă putem recupera ceva din pilele alea de la vechiul pod. E un element de construcție, nu? Asta vă referiți. E un element de construcție. Nu faceți aluzii la alte pile, da? Da. Interesant. Era un domn, dar sigur fiecare cu numele lui, în funcție de conducere, și îl chema domnul Pilă. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Problema, chiar nu merg să facem ironii pe tema asta, că numele nu ne-l atribuie, nu e decât poate pe care judecătorească. Problema este că aceste pile, dacă ele se vor dovedi a fi, știu, încă valabile, expertul ne va spune ce să facem și o să avem un avans în ceea ce înseamnă abordarea noului pod. Am înțeles. Dar despre ce voiam să amintesc? Să știți că județul Neamț, începând de azi, se bucură de recepționarea unui drum excepțional. Care din turistic, ele? Economic, cum care din ele, domnule? Vorbim de axa strategică, care pleacă din zona regimentului, merge la Izvoare, merge pe Mărgineni, Făurei, Horia, Ion Creangă, Icușești, Bătrânești, la granița cu Bacău. Și de astăzi este recepția făcută? De astăzi au mers corpul tehnic, sigur, cu cei de la... Am înțeles. O să facem și noi o vizită pe drumul respectiv, să vedem. Merită, sigur că, da. Iată, sunt în emisiunea noastră aici, nu știu dacă astăzi mă voi alătura, zice, tehnicilor care merg acolo, specialiști care merg acolo pentru recepționarea și tronsonului 2, dar putem vorbi de o realizare extraordinară a Consiliului Județean în județul Neamț. Mă bucur pentru încă un drum asfaltat bun și care face legătura. Aștept cu nerăbdare primul proiect finalizat în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț și cred că și doamna doctor este de acord cu mine. Domnul Bălănescu, e bine să aibă unde merge salvarea, dar e bine să ai și unde tratezi bolnavul care îți vine cu salvarea. 10 secunde, mă dați voi să pun și un pic de cenușă la mine și o să o adun. Așa se cheamă acum cenușă. Da, cenușă, pe ce să facem altceva, mă rog. Vedeți, noastră, în perioada când am fost vicepreședinte, n-am răspuns niciodată nici de apa serv și nici de spital. Ați fost precaut. Nu. Asta a fost, aș zice, în sfârșit. S-au schimbat oamenii, s-au schimbat interesele. De ce să mă ocup eu, dar m-am ocupat de ce? De drumuri. Și sper că nemțenii sunt mulțumiți de ce drumuri județene circulă. Și să știți și cele naționale încet, încet
vor fi aduse la standarde. Vă mulțumesc. Ne oprim aici. Suntem optimiști în cazul ăsta. Le mulțumim mult și eu sper să aibă pe unde să circule salvarea și să și rezolvăm problemele cu pacienții. Să le mulțumim mult și cetățenilor cu răbdarea să ne asculte. Au fost foarte mulți care ne-au urmărit, ca să știți. Eu aș încerca să trag niște concluzii care sunt ale mele, nu ale invitațiilor mei, pe cărora le mulțumesc pentru participarea la emisiune. Scandalul ăsta a izbucnit în jurul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, transformat într-unul național, poate fi punctul de plecare al unui început. Conștientizați sau nu cei din Consiliul Județean, și nu mă refer doar la conducerea executivă, ci și la Consiliu în sine, consilierii județeni, vor fi probabil mult mai atenți atunci când vine vorba despre spital. Faptul că, iată, am ajuns la un fel de concluzie, trebuie să acordăm prima atenție spitalului care funcționează și să vedem ce va fi acolo. Bun, acum unii vor spune și așa, domne, s-a ales momentul ăsta cu demiterea și cu scandalul ca să nu mai fie vorba despre proiectul cu spitalul nou, să nu mai fie atenția acolo. E o altă poveste. Poate fi interpretat și așa. Dar atâta timp cât există această presiune a opiniei publice, nu mai poate fi ignorată problema spitalului. Și dincolo de vorbe, de politică, de promisiuni, de astea, lucrurile vor putea fi cuantificate aproape săptămânal. Să sperăm că diseară, și chiar vom urmări să vedem dacă avem căldură în pavilionul medical, să sperăm că acele contracte se vor semna și încep lucrările, ca la finalul anului să nu spunem că tragem heblu la spital. Vă mulțumesc încă o dată, cele bune oameni buni. Fiți sănătoși, ce să vă zic. Doamne ajută! La revedere! Ce ne-a ajutat!